Salut la toată lumea, noi Sex Leader și bine v-am găsit la un nou episod din Build Battle alături de Rafael. De data asta, împreună cu el, o să încercăm să facem un fidget spinner. Cred că e mult prea mare, Rafaele, nu? Da. Da, n-are cum să cap asta. Sau îl facem noi așa, stilul nostru. Ok, o să facem un fidget spinner, cel puțin o să încercăm cu Rafael. Dacă nu ne încape, o să-l mai înfrumusețeze Rafael oricum. Și o să încercăm să câștigăm runda asta cu niște jucării, așa că nu uitați să apăsați butonul de la aia că vreți să continuăm seria asta. Încă nu știu dacă eu cu Rafael o să mai continuăm. Rafael, tu faci random aici? Nu. Faci totul cu cap? Da. Ok. Arată ca ceva ce aș da eu super pupă el. Da, mă rog, dar Rafael, dacă tu spui că asta e în regulă, și eu zic că e în regulă. Dacă ai să punem albastru pe jos, cu galben e făcut, nu? Face cu galben. Puteam să punem altceva în afară de lână ca să nu mai fie pixel art. Dar mă rog, hai să-l completăm și după aia o să mai lucrăm la el. Să vedem care este schema cu acest fidget spinner galben. Toys, da, adică jucării. Cu galben. Toys, adică jucării, Rafaele. Fidget spinner e o jucărie cu care tu te puteai distra într-un weekend. Da. Ok. Hai să punem... Mai sunt 8 echipe, Rafaele. Nu avem cum să nu câștigăm. Nu avem cum, nu există ca noi cu acest fidget spinner să nu câștigăm. Sau ar fi să ne facă ăștia o surpriză și să ne pună pe locul 8, în 8. Se poate să ne facă o surpriză. Pare că am înghesuit. Se poate. Chiar l-ai înghesuit, nu? Că nu încăpea. Da. Dacă se mai gândește și altcineva la fidget spinner. Trebuie să se miște foarte repede, că nu prea e timp. Păi avem 3 minute, mai facem unul. Hai să vedem dacă reușesc să-i fac... Spârnelul ăla. Spârnelul. Ok, băieți, dacă doriți să continuăm seria, spuneți în comentarii, bă, Slider continuă, e distractiv, vă rău de tot. Și trebuie să-i facem la fiecare gaură, dălea, găuri. Dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Hai să vedem la faiele. Alb, ca să fie ca un fel de aer aici. Da, mă, arată bine. Arată bine așa, nu? Ok. Frumos. Spargem aici. Ah, am pus de... Mai sunt 2 minute și deja arată șmecher. În exterior roșu. Lasă-l în interior, că arată mai bine. Sau lăsăm pe ăsta, interior. Să o punem și în exterior. Crezi că arată bine? Cum vrei tu, Mariusica. Vreau să văd cum arată și în interior și în exterior. Cum arată mai bine? Lasă-l așa, lasă-l așa, e bine. Fă-i gaura aia care învârți. Asta e, mă, fidget spinner. Ce vrea altceva de la el? Încerc să repar aici, că nu-mi place cum vine. E cam cotărcit acolo. La capul ăla. E de ce? Nu venea drept. Păi acum e stricat. Ei, e cea, iar intrigi lumea să ne dea. Să-mi zică mie că l-am stricat eu. Păi, dar uite cum e. N-are niciun sens. Păi, dar acolo nu era bine făcut. Cum, bă, nu e bine făcut? Că vine așa. 1, 2, 3,
4. Nu era bine, cred că arată mai bine acum. Ok, prea în stânga, nu vei în dreapta. Hai mă, fă-l așa cum zici tu. Fă-l înapoi. Lasă-l așa. Foarte, facem înapoi. Fă-l înapoi. Uite, vezi, e prea așa. Da, Fă-l înțeleg. înapoi, cum zici tu. Ia. Așa, o să iasă toți acum. Gata, Trei lasă-l așa. aici. Lasă-l așa. Nu mai contează. Oricum e înghesuit. X-Men, dar da, tu l-ai stricat! De-aia nu luați! Uite, Rafael, ce jucării. Ce mișto sunt jucăriile astea. Sambal, Păcat. cine e ăsta? Păcat că nu le înțeleg, nu știu ce e asta. Scara? Uite, Rafa, ce jucării. Toy Story. Îi dau good Da. ăstuia. Dau good. Toy Story. Da. Cu Luke. Și cum te joci cu jucăria asta? Wow! Era jucărie pentru femeie. Copiii ăștia, mă. Dar tu realizezi că la mine sunt oameni în comentarii care vor să vadă acolo și sunt genul de oameni care ar face așa ceva în jocul ăsta? Roșu, roșu, roșu. Ne-au dat doi legendari. Jucării pentru femei, mă. Na. Wow. Da. Ce să mai zici, mă? Și asta ce e? Viermele ăsta. Hai da, ok. Cred că e ceva, Snake. A, suprem, Ce părere ai? suntem pe top. Top, 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 rușinică. E bine, Rafael, ce s-a întâmplat acolo? E bine. Ok, băieți. Hai să trecem și în următoarea rundă. Ok, deja intrăm în următoarea rundă să vedem ce construcție o să alegem. Gata. Băieți, s-a ales tema, băiatul ăsta a folosit aici un super vot, că i-a plăcut lui mult inima. Așa că împreună cu Rafael o să facem o inimioară mare de tot. Rafael, habar n-am, cât toată harta o facem, nu? Cât toată harta. Hai să vedem, o facem pe jos pentru că trebuie să umplem. Hai să-i dăm drumul, Rafael, ce faci? Ia liniște. Ia, păza. Ce-ai? Că e complicat. Păi fac și un parte, cum faci tu. Să-mi spui câte sunt acolo. Câte vrei tu sunt. Păi nu mai putem să mai punem aici. Așa. Ok, hai. Până în cap de tot? Da. Așa, mai departe. Asta va fi de umplut, eu mă apuc de umplut deja. Până te decizi tu. Dacă încape, nu se știe. Mă apuc de umplut deja. N-are sens să mai fac și eu inimioara cu el. Cu tine, Rafaele, pardon. Pentru că trebuie să umplem. Se că e dublat. Las-o așa, n-ai dublată. What? Mă, n-avem timp de pentru astea. Da. Am prins experiență la umplu rapid. Da, mă, arată super tare. Dar pare că cam strâmbă. Tare Și cred că vreau. e imposibil să o fac dreaptă. Păi da, nu face dreaptă. Nu facem o dreaptă. Îți dai seama că aici o să fie multe inimi. Și toate o să fie la fel. Aia e problema.
Că nu putem să ne diferențiem cu nimic. Da. Hai, umpli și tu mai repede. Păi mai am puțin și termin. Numai cât îți ia să umpli, dar să mai faci o construcție. Puteam să mai facem una cu perete, știi? Dar nu știu dacă ne ieșea. Poate era limitată în sus. Nu prea știm limita de sus aici, măcar vezi limita. Tu nu vezi cât de mult e de umplut, nu mă n-am nici timp nici să vorbesc cu tine. Hai. E mult de umplut, e masiv. E cineva profesionist? Seasoned. Ce înseamnă seasoned? Sezonat? Cu de toate? Da. Da. Sezonat. Ceva, care alea să mă tem asta? Dar lasă tema și ieși, ești nebun la cap. Am vorbit mai repede, ce faci? Bă, mă uimește ăla. Ăla lasă tema și ieși. E prostovan. Păi la ce mai alea seama, mă, cățări, să o fac eu. Ceva cu Alaska, nu mai e? Nu. Ba da. Ai Saka Neko mai e. Mamă, deci uite-te cât am umplut, e incredibil. Da, mă. Nu știu ce să Și zic. pune aici un fel de cruce. Nu știu cum mă Ca un simt. fel de bandaj cu alb, white. Înțelegi? Ca un fel că Nu. e rănită inima. Ce punem pe jos? E ca albastru. Ca roșu merge cu albastru. Area trec. Galben. Oricum, nu mai avem jos noi. Ok, merge crucea acolo sau o scoatem? Dar după aia e prea simplă. E prea simplă. Sau punem, facem o formă de X. Nici nu știu Nu mai X-le. avem timp. Nu mai mă risc. Nu mai mă risc. Lăsăm așa. Vedeți, asta e inima. Am făcut cu Rafael. O să vedeți o grămadă de inimi. Sper să nu vedem ceva urât. Ok. O să-i dau good astea, că îmi place ideea. Vreau să văd ăla care a ales tema. A Isaka, ăla. E un transplant de inimă, cred. Eu n-am văzut așa ceva. Eu văd altceva, Rafaele. Roșu, nici nu s-a mișcat după loc ăla. Nu Vede le-a plăcut verde. X-le. Unde? Ce unde? Ai Saka Neko. Ce unde? Unde? E română, nu? Nu te uita, X-Leader. Nu, ceea ce? Nu te uita. Uite, era face drăguț. Doi iepuri care se iubește. Dau good. Dau good. Se iubește. A făcut singur asta. Cum ar vrea, poate inima asta chiar câștigă. Cum ar vrea să câștige cu fundalul roșu, cu inima roșie. Îi dau ok că s-a încadrat în temă. Mi-e și frică să mă uit și aici. E o albină. Albina. Ok, good. Iar dacă ei nu-mi dau note așa bune, eu le vreau să le dau. Ăsta a făcut inima în modul ei, în sensul ei, cum arată ea. Da. Nu o vede ca pe o inimă de dragoste. Uite, Rafa, ce frumos. Uite, o inimă care se bate. Îi dau epic, Rafa. Ca să câștige. Îmi place ideea. Bun. Am înțeles ce vrea să zică. Inventarul de la Minecraft. Înțelegi? Inventarul. Mm. Îmi plăcu.
O, a tras Cupidon cu săgeata. Epic și ăsta. Atras, bă. Nu știu, așa dau Rafaele, epic. Ne-am semnat demisia, locul 11. Locul 11 din 12. N-ai zis tu, Marius, să facem o inimă? Ce vrei să fac? Hai mă, noastră cu cea mai proastă inimă din hartă. Da. Hai mă, cum mă? Cum? N-ai cum mă, n-ai cum. Băieți, am revenit din nou în același lobby cu Aisa Kamura sau cum îl cheamă, a ieșit din meci. Încercăm să facem o cameră, dar nu orice cameră de aia de filmează, să vedem dacă avem loc măcar, Rafaele, dacă nu, fă-i ăsta mai mic și începem de sus cumva. Habar n-am dacă ne iasă camera asta. Hai să punem alt pe jos să-l ajutăm pe Rafael să vadă blocurile. Așa. Hop, am pus alb. Frumos. Ce încerci tu să faci aici? Că nu încape. Nu mai bine începem cu capul? Nu. Cred că o Ce să ai? facem o cameră normală. Aisaka Neko. Ăla ales tema. Nu merge, mă. Lasă-i decât o daia. Și facem camera propriu-zisă. Ce ai, mă, Mariusica? Așa, deci. E greu, mă, e grea construcția. E Cu ce? grea, mă, construcția. Da, nu cape? E grea, mă, construcția. Păi nu are, nu, și nu se întâmplă nimic, nu construi, nu făcui nimic. Adică. Să pun ceva, să dau cu blocuri, să pun. Habar n-am. Nu știu dacă e bine ce fac. Fă-o cum o fi, Rafaele. Fă-o cum o fi. Ce X leader? Nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar Rafael face cumva el să, măcar să nu luăm locul 10 din 10. Ne Nu facem de luăm. râs. Da, înțeleg ce se întâmplă. Ce naiba să întâmple, că nu e nimic. Nici nu știu cu ce să completez. Nu e prea bine ce se întâmplă aici. Păi nu e bine ce se întâmplă. Hai să Dar o vom improvizăm adapta. ceva. O vom improviza, Marius. Nu știu dacă e bine, oricum spargem dacă e... Când noi improvizăm lucruri, E e clară treaba. gravă treaba. E clară treaba. Va ieși foarte scuffed. Ah, mă rog. Bă, măcar să arate, să facă, să se înțeleagă ceva din ea, că până acum nu se înțelege nimic. Iar eu pun blocul random. Poate mă uit eu greșile aia de nou. Crezi? Când vine minutul 2 înseamnă că e grav și n-avem nimic. Păi Concret. cum să n-avem nimic? Tu nu vezi camera? Care bă cameră? Fă-i vizorul ăla măcar, să fie vizorul. Tu nu vezi camera X-Slater? Eu nu văd nicio cameră și fă-i vizorul ăla. Care, Doamne ierte, mai camera, mă? Să-i fac Și nu, vizorul. noi mai avem și dezavantaj că facem pixel art. Vizorul ăla e cel mai important, după mai vedem. Asta e vizorul de aici. Arată cu ce se umple acolo. Ăsta. Vizorul cu roșu închis și roșu mai deschis. Păi pune acolo unde e vizorul și se pune. Unde să... Ăsta, pătratul ăsta de aici ce-o fi.
Tu realizezi că mai avem un minut, un minut, prietene. Fă-i vizorul măcar, să umplu eu cu ceva. Ăla-i vizorul, umple-l în pana mea. Păi îl umplu, umple-l. Și nu arată nimic. Și mai am de umplu și alte chestii. Las că umplu eu aici. Umple aia după margine, te rog. Din păcate n-ai umplut cu ce trebuia, dar mă rog. Trebuie cu un roșu mai închis în interior acolo. Da, mă, da. Nu, 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 nu. Nu! Nu arată ca absolut nimic, din păcate. Ba da, dacă te chinui să vezi. Bă, nu e completat în mijloc. Oricum e fail, Marius. Mai dăm una atunci. Taaa! A, așa, da. Toată lumea a făcut camere mișto și noi cea mai urâtă și facem locul de ce din 10, serios? Oh, asta era good. E de epic, pardon. E bineînțeles. Bineînțeles. Nu mai scrie nimeni acum. Google. Aola. Măcar nu mai scrie nimeni Google acum, nu? Da. Acum nu mai scrie nimeni Google. Gata, s-a terminat. Aud aici. Ok, asta e decentă. Doamne, o să trăiesc cea mai mare rușine acum. Ah, face poze. Iată ce frumos fac ăștia, Rafaele. Ai stat ca murul ăla. Opa, face poze Rafa ăștia. Na, aveam cum să facem noi camera aia, e prea mult prea mare. Dar toate seamănă la fel, mă. Ceva așa inspirativ, nu e? Ok, și asta nu pare să fie să mă impresioneze. Un pătrat cu un alt pătrat, dar a pus imagine acolo. Uite un Steve înăuntru. La camera asta, wow! Ce faci acolo? Glumeam, stați liniștiți. E challenge asta. Ce challenge? Că e de dublu legendare și văzui și pe alții că e de dublu legendare. Pardon. Știi că ai apucat și pe moderatorii, ai mars o ghițată în emisiune. Da. Challenge asta, mă. Ce? Vreau și eu să știu cum a reușit asta. Vreau și eu să știu ce e asta. Să-mi spuneți în comentarii ce e asta. Ce e asta? Deci noi nu avem. Ce nu te luăm, mă? Ce challenge era la Rafael? Băi, eu când am pus un pat, nimeni nu a înțeles challenge-ul meu. Hai, mă! Aaaa, continuăm distracția în lobby eu magic cu Rafael, cu... Nu mă, în picioare, bă! Vine să zic o jurătură interzisă pe YouTube acum. Nu zici nimic interzis, sau acum e numai interzis. Și așa facem și partea asta, sau? Gen așa? Ok, avem o floare de construit cu Rafael. Încercăm să facem o floare, dacă ne mai rămâne timp facem și alte chestii, dar nu cred că ne mai rămâne timp. Avem un master, deci ăsta o să facă 3D 100% Rafaele. Habar n-am ce face aici. Completez cu verde tulpina? Nu mai completat cu nimic momentan. Dar ce încerci să faci aici? Ceva complicat. Nu cred că o să ne iasă. Hai să vedem ce o să facă Rafael, trebuie să avem încredere în el. Vrea cumva să o aducă în partea asta. Înțeleg ce vrea să facă. Hai să punem niște verde. Aș pune niște verde de ăsta, de la teracotă. Crezi că ar ajuta mai mult să facem în teracotă? Să fie un verde deschis. Păi și ăsta e tot deschis. Da, e mai mișto cu teracotă. Hai să îl facem cu teracotă style.
Subă de teracotă, cu alea. Aici e cu roșu, unde pui acum? Da. Punem cu bomil. Nu încape. Scuff time. Da, nu încape. It's scuff time, nu? Da. Vezi, dacă nu știi ce e scuff time, e timpul în care Rafael micește construcțiile și arată de 1000 de ori mai bine. Se poate. După cum am promis, o să facem din teracotă, deși putem să punem roșu ăsta. Crezi că ar fi mișto să facem cu reston? Arată mișto? Nu. Ne, 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 ne. O să punem cu restul, dar nici cu lână nu punem. De cu ăsta punem. Știi că e groasă când mai sunt 2 minute. Știi că e groasă când toată lumea o să facă flori. Știi că e groasă când construcția e scaft. Știi că e groasă când toate florile o să arate la fel. Da. Și o să câștigi o construcție random. Cu o floare în pământ. Da. Dacă nu câștiga acum, uite, ascultă-mă, video-ul ăsta e live, da? Da. Cineva o să gândească să pună doar o floare roșie în pământ. Sau orice altă floare. Și o să câștige aia. Nu o să câștige. Pui pariu, că eu mă gândeam la asta. O să pună cineva o floare în pământ la un moment dat. Ascultă-mă pe mine, am jucat atât de mult jocul ăsta încât știu ce se întâmplă în el. O să pună sau nu cineva o floare și o să zică că aia e floarea. Cu un semn. Și toată lumea o să-i dea legendare. Că le-a plăcut gluma. Da, da, da. Ala, ce scaftie. E foarte scăf, din păcate. Și nu arată ca un trandafir. Dar am încercat, Marius. Am încercat și noi, știi cum se zice. Da. Bine, să mă arunc pe geam. Ce trandafir este, mă? Cam ăsta e. Cineva, ascultați-mă ce spun eu. Cineva o să pună doar o floare în pământ. Tare, să-i dau good. Puteam să facem o floare de aia din Plants vs. Zombie. Și să zicem da. Boingenau. Roșu și majoritatea roșu. Asta a avut atât de multe de făcut încât uităm un bloc aici la floare. Așa e designul, mă, Marius. Mamă, ăsta era periculosul? Bluish se numește. O, oh, și cu față, frumos. Dinozau!
E ok, nu mă impresionează prea mult. Opa! Ce flori sunt astea? Vreau să știu și soiul. Astea a dat flori în 6 minute, nu? Cu glastră, mă, eram sigur că fac cu glastră. La o gât destuia. Vreau să-l văd pe ăla, pe Bluish. Să văd ce făcu. De ce așa are numit? Floarea soarelui, nu? Sour Power. Ce e asta? Pa, Plants vs. Zombie. Văd că scrie PVZ? Nu. Ta, urâtă plantă. Urâtă. Mi-e și frică să mă uit. Wow, Rafaele! De ce plouă? Care frumos, care fost schema? Adică, ce de plăcut la asta așa mult? Încă îmi făceam și eu. Le-a plăcut la copii. Ah, o, știam eu că nu trebuie să rămânem în lobby-ul ăsta, Rafaele.